Au început lucrările de renovare după standardele europene a 3 poduri și 7,5 km de drum pe porțiunea orașul Briceni, Vama, Grimâncăuți, Văscăuți. Scopul acestui proiect, de fapt, a fost ca să mergem pe această curbă pe care dumneavoastră o vedeți, pentru a elibera traficul din centrul orașului Briceni, ca mașinile și transportul de tonaj înalt să nu meargă prin centrul orașului. Este vorba de podul la intrare în Briceni, de la monumentul Tractorul, care merge în vale, podul la ieșire din orașul Briceni și podul din satul Grimâncăuți. Pentru realizarea acestui proiect a fost alocată suma de 36 milioane de lei din bugetul de stat. Finisarea lucrărilor de renovare a drumului sunt prevăzute pentru anul 2015, informează directorul companiei care efectuează lucrările. Lucrăm cu lucrările de terasament, deci sunt antrenate în jur de 6 unități de tehnică, excavatoare, autogredere, freze, muncitori în jur de 20. Suntem siguri că în 8 luni de zile lucrătoare o să aveți drumul care a ratat în proiect. Prima etapă a lucrărilor a fost curățarea acostamentelor și pregătirea pentru renovare. Oamenii spun că deja este mai bine comparativ cu starea anterioară a carosabilului. Если начали хотя бы дороги строить, видели, как раньше было, а сейчас лучше. Я смотрю, они там могут решить, а сейчас факт, что дорога больше формоз. Были ямы, были вот такое, что невозможно было проходить, что ямы были, невозможно. Обувь рвалась. И будут дороги нормальные, конечно, будут люди довольны. Conform proiectului vor fi construite trotuare, iar lățimea drumului va fi de 7 metri.